Îmi doresc foarte mult o pere de chelari, ca să văd bine, să citesc și să trec clasa. Aha, rămas repetent, repetentule. Vă rog să mă ajutați. Mă doresc. Pentru noi, un lucru simplu. Pentru Gabi, o barieră în fața unui trai mai bun. Urmărește până la final povestea lui Gabi și vei vedea cât ești de bogat. Câte ani ai tu, Gabi? 13. În ce clasă ești? A 5-a. Ești bucuros? Ești supărat? Cam așa și așa. Ai o problemă tu? Da, la ochi. Nu cam pot să văd. De cât timp tu ai problemă cu ochi? Cam de când eram mic. Din clasa 1-a am avut problema asta. Din ce cauza era noastră pe deant? Nu ne-a dat cărțile astea. Nu văzut că nu pot citea clar. În ce clasă era noastră mai pe deant? În a 3-a. Aha, rămas repetent, repetentule. Nu i-ai spus mamei tale să mergi la doctor să vă cumpere ochelari? Ba da, dar lipsa, cum se zic eu, de bani. Era și foarte greu. Îmi doresc foarte mult o pere de ochelari, ca să văd bine, să citesc și să trec clasa. Situația lui Gabi, se află foarte mulți copii din România și datorită lipsurilor se ajunge la repetență, corigență sau, mai trist decât atât, abandon școlar. Cauzele sunt anumite lipsuri, precum o pereche de ochelari, caiete și pixuri sau chiar haine. Aceste lucruri împiedică accesul la educație. Prin proiectul Școală și Viitor, luptăm alături de acești copii să-și atingă scopul. Vino și tu alături de noi!